ai jignit-o în ultimul hal. Antonio face pe Criș să plângă, iar Moldo explodează. Aflați ce acuzații și aduc concurenții în episodul de vineri, 18 octombrie. În ediția de vineri a emisiunii matrimoniale și Casa Iubirii, Criș izbucnește lacrim din cauza lui Antoni. În ediția de vineri a emisiunii matrimoniale și Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantia și difuzată exclusiv la Canal D, Criș izbucnește lacrim din cauza vorbelor pe care le-a adresat Antoni iar Moldo nu mai suportă și intervine. Antonio face pe Criș să plângă, iar Moldo explodează. În episodul de vineri, 18 octombrie 2024, telespectatorii Casa Iubirii vor fi martori la momente grele pentru Criș. Concurenta se abține cu greu să nu plângă, iar Chiprianos este primul care o vede într-o stare sensibilă. Deși încearcă să discute cu ea despre ce simte, Criș îi cere să o lase în pace fiindcă va izbucni în lacrimi. În același timp, concurentul îi spune că Antoni nu știe să se oprească la timp și nu e conștient de ce scoate pe gură. Vedem cum Moldo apare în casa fetelor pentru a o consola pe Criș și o îmbrățișează imediat cum se pune pe canapea. Nu durează mult până concurentul se înfurie și se ia de Antoni, sătul de comportamentul pe care îl are. Ai jignit-o pe fata aia, Rebecca, în ultimul hal în ultima relație. O faci și pe fata asta la fel, Chris. Asta știai să faci. Să-l juri în fiecare zi, spune Moldo, în timp ce se răstește la Antoni. Reamintim că, în urmă cu puțin timp înainte de izbucnirea lui Moldo, Antoni a spus că, dacă vine o fată nouă în casă și o refuză, poate să se cupeleze cu ea. Vorbe care au jignit-o indirect pe Chris și care l-au deranjat pe Moldo.